ziua, dragi invitați! Avem bucuria unui moment deosebit astăzi, dezvelirea bustului domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Nu întâmplător este așezat aici. Strada-i poartă numele, școala-i poartă numele, suntem în vecinătatea, în proximitatea Muzeului de Istorie. O cifră rotundă de la Mica Unire. Mulțumim celor care s-au gândit să amplaseze bustul domnitorului Alexandru Ioan Cuza aici. Mulțumim primăriei Roman pentru ajutorul dat. Mulțumim, primul rând, clubului Rotary Roman România pentru sponsorizarea aceasta. De aceea îi dau cuvântul reprezentantului clubului Rotary, domnului Lucian Năstase. Bună ziua! Vă mulțumesc frumos că ați venit astăzi la evenimentul nostru alături de noi. Mă numesc Năstase Onu Lucian, membru fondator al clubului Rotary Roman, alături de alți colegi, și voi spune câteva cuvinte despre evenimentul de astăzi. În primul rând, Rotary este despre dăruire, este despre a crea și a lăsa ceva comunității în care muncim și locuim. Și asta încercăm și noi să facem prin proiectele noastre. Nu numai acesta, ci și altele despre care o să vedeți și ați văzut în trecut. Ideea acestui proiect se datorează, în primul rând, liniilor directoare care guvernează Rotary internațional, iar educația, cultura, se reprezintă una dintre aceste magistrale. Și avându-l printre noi ca membru pe sculptorul artistul Emilian Săvinescu, a cântărit foarte mult în luarea acestei decizii. Emilian, cel care a realizat monumentul de față, este un sculptor cunoscut, cu multe lucrări atât în țară, în mai multe orașe de țări, cu 17 lucruri dezvelite, cât și străinătate, pot să zic chiar pe mai multe continente, aș putea spune, în conducerea unui artiștilor din România. Și el este cel care a realizat acest monument cu sprijinul nostru. Evident că pe lângă efortul său fizic de a realiza această lucrare, a fost și efortul financiar aflat în spatele acestei munci, efort care a fost depus împreună de membrii, de toți membrii Rotary Club Roman și alături de și de sponsori. Noi mulțumim de asemenea municipalității pentru faptul că a apreciat gestul pe care noi vrem să-l facem și pe care l-am și făcut și a pus la dispoziție această locație reprezentativă în fața instituției de învățământ care poartă una din școlile de top din orașul nostru. Lucru datorat, în primul rând, dascărilor generațiilor trecute, dar și celor prezente de dascări care muncesc aici și care încearcă să formeze și reușesc tineri romașcani de care noi toți să fim mândri. Această statuie este și un mulțumesc adresat lor și tuturor dascărilor din orașul Roman, cărora Rotary le mulțumește pentru efortul pe care îl fac zi de zi în formarea generațiilor viitoare. Motivul pentru care am ales ca acest monument să reprezinte pe Alexandru Ioan Cuza este acela că domnia sa, prin legea instrucțiunii publice din 1864, din decembrie, a instaurat în principatele române, în ceea ce avea să devină viitor statul român modern, educația gratuită și obligatorie, care este și ziua de astăzi și care este unul din stâlpii de bază a dezvoltării societății românești, de acum și pe viitor. Noi vă mulțumim foarte mult și vă dorim să aveți un an școlar plin de realizări. Rotary Roman vă mulțumește foarte mult! Totdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, fie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșalile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel viclean. Că a Ta este împărăția și puterea și slava a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Domnului să ne rugăm, Doamne miluiește! Doamne Dumnezeul nostru, Cela ce cu puterea Ta l-ai zidit pe om, din care ai întemeiat neamul omenesc și cu înțelepciunea Ta o cârmuiești popoarele, ridicând din rândul lor bărbați înțelepți și pricepuți, care să lumineze și să le conducă spre a face voia Ta pentru binele lor. Auzi-ne pe noi, cei ce ne-am adunat astăzi, în jurul acestui monument, ce s-a ridicat într-o pomenirea marelui om de stat al Unirii, domnitorul Alexandru Ioan Cuza, fiu al neamului nostru, rânduit de Tine să fie conducător, luminător, în zile bune și povățuitor în zile grele. Ne rugăm Ție, scrie numele Lui în cartea aleșilor Tăi și precum de demult ai rânduit să se așeze semne de piatră, readucerea aminte de faptele mari săvârșite de aleșii poporului în numele Tău, așa și acum binevoiești a întări și a binecuvânta acest monument al domnitorului Unirii Alexandru Ioan Cuza spre veșnică pomenire a alesului Tău și a faptelor Lui vrednice de urmat. Iar poporului nostru, ajută-i ca suportarea Ta de grijă necontenit să propășească pe calea binelui, slăvindu-Te pe Tine, Dumnezeul părinților noștri, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Amin. Lui Unirii, Alexandru Ioan Cuza, cu această apă sfințită, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Se binecuvintează și se sfințește acest monument al domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza, cu această apă sfințită, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Se binecuvintează și se sfințește acest monument al domnitorului Unirii, Alexandru Ioan Cuza, cu această apă sfințită, în numele Tatălui, amin, și al Fiului, amin, și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Rugăciunile preacurate Maicii Sale, ale Sfinților Slăviților, în tot lăudaților apostol și pentru ale tuturor Sfinților, să ne miluiască și să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Amin. Da, eu nu pot decât să vă salut, să vă felicit că ați putut conlucra și realiza un bust chiar frumos, reprezentativ pentru Cuza aici în centrul Moldovei, un domn care se leagă de reforme în general, dar mai ales de reforma instrucțiunii publice, un domnitor care a făurit statul român modern, începând cu 1862 a reușit unificarea celor două principate din punct de vedere constituțional și administrativ, iar în 1864 vine cu legea instrucțiunii publice, învățământ bine structurat pe trei nivele, primar de 4 ani, secundar de 7 ani și universitar de 3 ani, prima universitate la Iași 1860, a doua la București 1864, manuale gratuite, învățământ primar obligatoriu și gratuit. Sigur că ne plecăm, avem de învățat, avem de respectat, o stradă care îi poartă numele, o școală care îi poartă cu demnitate numele, o școală Panion pentru Roman,
care poartă numele unui domnitor fanion pentru România. Felicitări, domnule primar, felicitări, domnule președinte a clubului Rotary, mult succes în continuare și fie ca această conlucrare care azi pune bazele unui obiectiv frumos să dăinuie și să continue. Cu Doamne ajută, sănătate, pace și bucurie! Mulțumim frumos încă o dată și iarăși invitațiilor noștri, îi așteptăm cu drag de fiecare dată în mijlocul nostru, în mijlocul colegilor și aici, în fața acestui monument reprezentativ pentru Roman și pentru această zonă, pentru școala noastră. Mulțumim frumos! Nu, 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 nu